Bun găsit! România are aproape 300 de oameni cu o avere de peste 30 de milioane de dolari fiecare. Asta ne clasează pe locul 9 la nivel mondial, arată cel mai recent raport care analizează an de an câți oameni extrem de bogați există în fiecare dintre țările lumii. Haideți să vedem care este și topul celor mai bogați români. E bine, omul de afaceri Ion Țiriac a fost surclasat de Daniel Dines, fondatorul celei mai dinamice companii românești de tehnologie. Locul 2 este ocupat de frații Pavel, mai exact Adrian și Dragoș, iar locul 3 ajunge omului de afaceri Ion Țiriac. Așa cum era de așteptat, cele mai multe cazuri se găsesc în Statele Unite, 240.000, China urmează și Germania, țări cu cele mai puternice economii ale lumii. Pentru a avea o imagine de ansamblu, aceste date trebuie analizate și în raport cu populația fiecarei țări în parte. De pildă, Polonia, care se află în fața noastră, are aproape 650 de persoane extrem de bogate, dar populația țării ajunge la 38 de milioane de locuitori. Raportul menționează un aspect extrem de interesant în cazul nostru. Țara noastră este una dintre țările din Europa unde numărul persoanelor extrem de bogate este așteptat să crească cel mai rapid în următorii 5 ani.